Urmează rubrica Strada ta, etimologia numelor de străzi. Sunt Radu Micu, scrieți-ne dacă vreți să venim și pe alta. Astăzi, Timișoara. A apărut recent o stradă nouă în Cearda Roșie, în extremitatea sudică a acestui cartier extrem de bătrân al Timișoarei, Iuliu Podlipni. Nu strada ca atare, este nouă pentru că a existat acolo de multișor, chiar neasfaltată fiind. Însă dezvoltarea în viteză a noilor cartiere rezidențiale a impus accentuarea importanței acestei străzi, devenind un fel de centură de ocolire a cartierului Cearda Roșie, unde au copilărit mulți, eu inclusiv. Este continuarea străzii Humulești. Cum o știm noi? Acum îi spune martir Constantin Radu, erou al Revoluției din decembrie, în nume schimbat în 1993. Este strada școlii din Cearda Roșie, care face legătură între calea Buziașului și calea Urseni. Dar să revenim la Iuliu Podlipni, fostă Petrila, prenume grafiat și Iulius sau Iula. Podlipni s-a născut la 12 aprilie 1898 la Presburg, Austro-Ungaria, chiar Bratislava de astăzi. A murit la 15 ianuarie 1991 la Timișoara. Deci a trăit aproape 100 de ani, fiind născut la 1898. Podlipni a fost pictor, grafician și pedagog timișorean. A fost căsătorit cu istoricul și criticul de artă Anne-Marie Podlipni-Hen. După un accident de tren, soldat cu pierderea brațului drept, s-a mutat mai târziu la Budapesta, oraș unde a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase. Stabilit în anul 1926 la Timișoara, Iulius Podlipni a dezvoltat o prodigioasă activitate artistică, iar activitatea expozițională s-a extins la Arad, Cluj sau București. La începutul anilor 30, Podlipni era angajat al cinematografului orășean pentru a picta pe panouri gigant reclame ale filmelor cu Tarzan, interpretat de Johnny Weissmuller, fiu al străzii Bujorilor, pe care se spune că s-ar fi născut. Văzând cum stau lucrurile, patronul sălii de la Palatul Seceni din Timișoara i-a propus lui Podlipni să expună și mai multe lucrări. El a expus zeci de portrete, prin urmare, multe lucrate chiar în cărbune, reprezentând fețe de cerșetori, schilozi sau nebuni ai orașului. Nu s-a găsit decât un client, unul dintre directorii fostei întreprinderi Ilsa, care a ales câteva portrete, le-a plătit și l-a rugat pe tânărul artist să le împacheteze bine. Nu se știe nici acum unde au ajuns aceste opere de început ale carierei lui Podlipni. Să vedeți ce va fi când cineva le va găsi. În anul 1934 a fost numit profesor la Școala de Arte Frumoase din Timișoara, activitate din care s-a retras peste 3 decenii. Printre elevii lui Podlipni s-au numărat, printre alții, Traian Brădean, Artur Vetro și Ștefan Câlția. În 1957, în urma restructurării învățământului artistic, a fost înființat Liceul de Artă Plastică Timișoara. Printre profesori se numărau Iulius Podlipni, Gabriel Popa, Victor Gaga, Romul Nuțiu și Octavian Maxim. În perioada 1951-1955, Podlipni a fost primul președinte al filialei Timișoara a Uniunii Artiștilor Plastici. A fost promotor al artei moderne în perioada interbelică, legându-și numele de acela al revistei socialiste și de avangardă MA, editată de criticul Lajos Kozak. A practicat un stil de ecouri expresioniste și s-a situat în rândul maestrilor care au influențat arta plastică românească, mai cu seamă ca pedagog. Podlipni nu suporta decât desenul. Pentru el, coloriștii erau niște sclifosiți fără vlagă, incapabili să tragă o linie. A murit la 15 ianuarie 1991 la Timișoara. Relieful din bronz de pe mormântul pictorului Iulius Podlipni, cu chipul său în altorelief realizat de sculptorul Ionel Chinghiță, a fost furat de colectorii de fier vechi. După cum tocmai am stabilit,
Pictorii nu sunt statisticieni, iar hoții nu au cum să aprecieze arta altfel decât în kilograme de fer. Vă mulțumim mult pentru interes. Așteptăm sugestiile dumneavoastră la secretariat@radiotimisoara.ro.